Ia românească sau cămașa cu altiță, cum este cunoscută apreciata bluză cusută pe pânză de borangic de bunicele noastre și care încă se găsește în cuferele bătrânești, a pierdut șansa de a fi declarată obiect de patrimoniu imaterial UNESCO din cauza faptului că s-a desființat la nivelul Ministerului Culturii încă din iarnă Comisia Națională de Salvagardare a Patrimoniului Imaterial. Greutățile sunt ca de obicei pentru fiecare fenomen sau expresie de cultură tradițională românească care au fost declarate ca făcând parte din lista reprezentativă a UNESCO. Așa cum a fost căușul, cântecul de doină, tehnicile de realizare ceramicii Horezul, colindatul de ceată bărbătească. Și anume, trebuie ca să fie realizat un dosar conform indicațiilor UNESCO. Acest dosar este realizat de către specialiștii consacrați în domeniu. Este susținut de Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Național, Comisie de Specialitate de pe lângă Ministerul Culturii. Și apoi dosarul și proiectul sunt înaintate către Secretariatul General UNESCO. Declararea unui obiect ca patrimoniu imaterial UNESCO se face de către Adunarea Generală UNESCO pentru Patrimoniu Imaterial la propunerea Comisiei Naționale care funcționează în România pe lângă Ministerul Culturii și al cărei mandat a expirat din 19 februarie 2016. Guvernul tehnocrat Dacian Cioloș n-a mai făcut nimic pentru numirea altei comisii de resort. Și atunci când are loc ședința ordinară a Adunării Generale UNESCO privind patrimoniul cultural imaterial, se votează de către un jur de specialiști internaționali și este recunoscut acest fenomen de expresie culturală tradițională românească ca făcând parte din lista reprezentativă a patrimoniului mondial. Greutățile sunt în sensul în care Comisia Națională și-a încheiat mandatul în 19 februarie și o nouă comisie nu a fost numită și astfel așteptăm numirea unei noi comisii naționale care să ia în discuție această propunere. România este semnatară alături de alte 150 de state ale lumii încă din 2005 a Convenției UNESCO de protejare a patrimoniului imaterial, existând avantaje certe din această convenție. Avantajul României este unul extraordinar și pe termen lung, deoarece România a semnat în 2005 Convenția UNESCO pentru protejarea patrimoniului cultural imaterial, Convenția UNESCO din 2003, și noi am dat și o lege în acel an prin care am adoptat această convenție și un plan național de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial. Prin declararea unui fenomen de expresie de cultură tradițională ca făcând parte din patrimoniul mondial, toate statele, peste 150 de state de pe planetă, recunosc că aceasta este o tradiție a țării noastre. Mai mult decât atât, autoritățile publice locale, adică primăriile, consiliile județene, dar și autoritățile publice centrale, cum e Ministerul Culturii sau alte ministere, pot sprijini susținerea acestei tradiții. Autoritățile locale, la rândul lor, pot accesa fonduri europene de susținere a funcționalității unor ateliere meșteșugărești în care se confecționează și costume populare românești autentice. Adică pot sprijini meșteșugarii autentici care realizează cămăși cu altiță, adică ia românească, pot susține expoziții în țară sau în străinătate pentru susținerea acestui fenomen. Mai mult decât atât, statul poate achiziționa cămăși cu altiță, cele care mai sunt în cuferele bunicilor și străbunicilor noștri și vor dispărea de acolo cu timpul. Adică, mai mult decât atât, în proiectele europene, cele pe fonduri regionale sau cele pe fonduri pentru dezvoltare rurală, se pot dezvolta proiecte în care să fie și o componentă de susținere a
acestor țesături tradiționale. Extrem de apreciată inițiativa comunității Facebook de promovare a iei tradiționale românești în grupul cunoscut La Bluz Roman. Este lăudabilă și chiar apreciez în mod personal eforturile comunității de pe Facebook La Bluz Roman, care de peste 3 ani a reușit ca în întreaga lume să facă mai mult decât a putut statul român în promovarea acestei textile tradiționale românești. Și primarul Washingtonului, iată, deși nu știu cât de numeroasă este comunitatea românească din Washington, dar a fost receptiv la doleanțele celor care susțin ea românească și este un exemplu și pentru alte autorități publice locale din întreaga lume unde sunt comunități românești. Experții în patrimoniul UNESCO consideră că ia românească este unul dintre obiectele care s-au impus în lume, fiind apreciată de mari oameni de cultură ca fiind în mare trend în întreaga lume. Și în felul acesta, costumul popular românesc poate fi una din atracțiile de mare valoare turistică, atrăgând mulți turiști străini în târgurile tradiționale în care se găsesc standuri unde se vând costume populare românești. De Rusalii sau în preajma acestora este sărbătorită în țară și în străinătate ziua iei, prilej de promovare a tradițiilor și frumuseții costumelor populare românești.